Doar în orașul din care vin, unul dintre cei 15 medici avorționiști a făcut în ultimii 20 de ani peste 20.000 de avorturi. Este doar un medic. Unul din cei 15. Și dacă stăm să adunăm cifra fiecărui medic, constatăm că populația orașului a fost omorâtă de cel puțin 2 ori. Au vorbit prietenii mei despre criza de sarcină și, pornind de la nevoile constatate la nivel local, în anul 2005, Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia a înființat un birou, un cabinet de informare și consiliere pre- și post-avort în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba. În ultimii ani însă am constatat o scădere a numărului de avorturi în cadrul spitalului. Dacă în anul 2006 cifra avorturilor era undeva aproximativ 250 de copii avortați, în anul 2018 numărul a scăzut la doar 20 de avorturi. Și putem fi tentați să credem că cifrele sunt îmbucurătoare, însă lucrurile nu sunt nici pe departe așa. În ultimii ani, clinicile private de ginecologie îmbie femeile aflate în criză de sarcină într-un mediu primitor, într-un mediu intim, și avortul nu este foarte costisitor nici la nivel de clinică privată. Așa că femeia este tentată mai degrabă să aleagă mediul privat, putem spune, în defavoarea celui de stat, însă doar în defavoarea ei și a pruncului nenăscut, zicem noi. În absența unui cadru legal prin care consilierea pre-avort să fie reglementată ca practică premergătoare a avortului, iar avortul să fie privit ca o intervenție traumatizantă pentru femeie, atât din punct de vedere psihologic cât și fiziologic, și care trebuie considerată doar o ultimă soluție, femeia aflată în criză de sarcină continuă să fie expusă acestui ciclu destructiv de evenimente, care de-a lungul anilor a demonstrat că avortul nu este nici pe departe rezolvarea problemelor ei, ci doar un preambul pentru multitudinea de probleme reale cu care o să se confrunte, care decurg din el. Condițiile actuale de consiliere din spital sunt deficitare, în sensul că persoana aflată în criză de sarcină are acces la consiliere doar după plătirea taxei de avort și după internarea în spital. Accesul meu ca și consilier la ele este limitat. În primele 3 luni ale anului 2019, 8 femei și fete aflate în criză de sarcină au fost internate pentru a li se efectua avort la cerere. Din cele 8, doar 6 au dorit să beneficieze de programul de informare și consiliere pre-avort, acesta nefiind obligatoriu, iar din cele 6 persoane care au fost consiliate, 3 au decis să păstreze sarcina. 7 din cele 8 persoane sunt de etnie romă. 6 din cele 8 nu au terminat ciclul școlar gimnazial, iar 5 dintre ele sunt minore. Doar 2 din cele 8 sarcini provin din cadrul căsătoriei, 5 dintre ele provenind din relații de concubinaj, iar una dintr-o relație pasageră. Spre surprinderea mea, toate cele 8 fete și femei foloseau mijloace contraceptive. Una dintre ele avea chiar ligatura trompelor uterine. Este o soluție definitivă, zicem noi, dar chiar și așa a reușit să rămână însărcinată. A și păstrat sarcina și urmarea acestui fapt, în 7 martie, a fost internată la un spital din Târgu Mureș, în comă, pentru că primise o bătaie zdravănă de la soțul ei. Acum este mai bine. Oricum, am ajuns la concluzia că mijloacele contraceptive nu pot fi considerate o soluție eficientă în prevenirea sarcinii. Pe mai departe, noi ca și birou pentru viață ne-am luat angajamentul să găsim soluții prin crearea unor parteneriate cu instituții ale statului, dar și cu asociații non-guvernamentale care să răspundă pe mai departe nevoilor celor care depășesc criza de sarcină și au nevoie de diverse programe de terapie familială și de cuplu, pentru că criza de sarcină nu se termină în momentul în care hotărăsc să păstrez copilul. Considerăm că este nevoie și de programe de terapie pentru adicții. Vrem să creăm și parteneriate cu clinicile și cabinetele particulare,
însă în lipsa unei legislații nu putem să vedem asta ca o soluție pe termen lung. Noi avem misiunea de a salva, de a proteja și de a cultiva viața prin ocrotirea copilului născut și nenăscut, indiferent de rasă, religie, sex și altele. Vă mulțumesc!